veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Roman, capitolul 12, versetul 11, partea a doua. Slujiți Domnului. Aceasta este o chemare pentru poporul lui Dumnezeu. Atunci când Jehova a intenționat și a chemat pe Moise pentru lucrarea eliberării lui Israel din Egipt, a motivat ieșirea lor și citesc din cartea Exod, capitolul 7, versetul 16. Și să zici lui Faraon, Domnul Dumnezeul evreilor m-a trimis la tine să-ți spun, lasă pe poporul meu să plece, ca să-mi slujească în pustie. Aceasta este chemarea lui Dumnezeu și în Noul Testament pentru noi toți. Dacă Israelul a fost poporul chemat să slujească Domnului în mod permanent, noi suntem chemați dintre toate națiunile Pământului să slujim cu adevărat aici și apoi în veșnicie, potrivit cu cerințele care le are Dumnezeu, potrivit cu sfințenia sa. Și un copil este chemat să slujească Domnului. Și cel mai mare în funcție, oricine ar fi el în lumea aceasta, este tot un slujitor al Domnului. Copilul Samuel, spune Scriptura, în Samuel 3:1, că slujea Domnului înaintea lui Eli. Mai târziu, toată viața a fost omul numărul unu în Israel și la bătrânețe a dat seama înaintea poporului și mai întâi înaintea lui Dumnezeu de felul în care el a slujit. Aș vrea să ne verificăm condiția noastră de slujitori înaintea lui Dumnezeu. Vreau să înțelegem și vom vedea asta din conținutul studiului, că nu doar cei ziși slujitori, cei ordinați, consacrați, sunt slujitori. Dumnezeu n-a zis lui Israel, dintre voi vreau să aleg câțiva preoți și ei să slujească, iar voi ceilalți, doar să fiți poporul meu. Oricare om din Israel era chemat să slujească Domnului. Ce este de fapt slujirea înaintea Domnului? Privind la perioada Vechiului Testament, înțelegem că a sluji Domnului însemna să te înscrii într-o religie monoteistă, teocratică, fără niciun amestec. Dumnezeu n-a permis sincretisme. Dumnezeu a cerut să-i se slujească lui și numai lui, după felul în care el l-a ordonat și este prezentat în Cartea Legii Domnului. Să citim câteva versete. Deuteronom, capitolul 10, de la versetul 12. Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău, decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului și legile pe care ți le dau astăzi, ca să fii fericit. Chiar și aici, și cu atât mai mult în perspectivă veșnică, slujitorii lui Dumnezeu sunt niște supuși care se bucură să slujească unui Dumnezeu pe care îl putem numi minunat, bun, iubitor. Nu întotdeauna Israelul a fost gata să slujească Domnului. A avut repetate și frecvente aplecări spre idoli. Dumnezeu, pe lângă legea sa, a trimis aproape în fiecare generație profeți care îl chemau înapoi. Citesc doar din 1 Samuel, capitolul 7, versetul 3, unde acest fost copil, ajuns în acele momente matur, a zis întregii case a lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini și astarteile, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Dar scopul diavolului a fost din totdeauna să abată pe om de la slujirea înainte Domnului. Exact cu această ispită s-a prezentat și înaintea Domnului Hristos. Și El l-a biruit reiterând slujirea fiecăruia în care s-a înscris și El înaintea Domnului. Iată ce a zis diavolului. Pleacă, Satano, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Evreii au fost avantajați pentru că ei au fost învățați să slujească Domnului. Pavel zice în Romani, capitolul 9, că printre harurile care le au evreii, printre avantajele lor, citesc în versetul 4 și veți regăsi și tematica noastră. Ei sunt israeliți, au în fierea, căci Dumnezeu a zis, Israel este întâiul meu născut. Slava, căci Dumnezeu s-a prezentat la ei prin prezența sa, legămintele, aveau acte, darea legii, Dumnezeu li se descoperise în conținutul caracterului său și a voiei sale, slujba dumnezeiască. Ei au fost învățați cum să slujească și făgăduințele și altele enumerate aici.
Putem să observăm din Scripturi și din întreaga istorie că absența slujirii sau refuzul ei duce la idolatrie, care este o altă slujire. Chiar de aceea a zis Dumnezeu în porunca a doua, să nu-ți faci alți Dumnezei, pentru că în final vei ajunge să le slujești. Și rămânând în Roman, citesc din capitolul 1, unde de la versetul 25 este scris în ce stare a ajuns omenirea. Căci au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturi în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Iată în ce stare ingrată a ajuns omul, să slujească unul altuia, dar nu în sens uman, să se divinizeze pe sine. Dar, așa cum am zis deja, toate neamurile ajunse în starea aceasta și cele care nu cunoșteau cum să slujească lui Dumnezeu sunt chemate la slujire. Și perioada primilor apostoli dovedește că a avut răsunet chemarea la slujire. Vă citesc doar din 1 Tesaloniceni 1:9. Aici se face referire la zona Greciei, privind-o extinsă, o zonă plină de idoli și de slujiri idolești. Și totuși, oamenii au înțeles meșazul chemării la slujire. Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Dar neamurile nu au mai fost chemate la o slujire de ordin mozaic, ca cea a evreilor din Vechiul Testament. Noul Testament prezintă o altă slujire, o religie a aceleiași Dumnezeu, dar una a credinței, nu a formelor sacramentale. Aveau foarte multe obiecte cultice, foarte multe ritualuri. Acum este o religie a Duhului și adevărului. Așa spunea Domnul Iisus în Ioan 4, vine ceasul, când Dumnezeu vrea închinători în Duh și în adevăr. Și de atunci și până astăzi, forma aceasta trebuie să o aibă oricine vrea să slujească lui Dumnezeu și să fie primit. Mă reîntorc la Romani, unde avem o exprimare foarte clară în capitolul 7, versetul 6, care punctează diferența, felul în care îi slujim lui Dumnezeu în noul legământ. Dar acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta, care ne ținea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. Și mai adaug din 2 Corinteni, capitolul 3, pentru a vedea valoarea și felul în care trebuie privită slujirea în Noul Testament. Sper că avem acea înțelegere a Duhului în a vedea valorile spirituale, că uitându-ne în lumea aceasta, observăm că oamenii țin tare mult la mănăstiri, la moaște, la diferite slujbe de ordin ritualic, socotindu-le de o anumită valoare, apreciindu-le. Dar iată ce zice Pavel din 2 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 7. Acum, dacă slujba aducătoare de moarte, căci legea a dat sentința, scrisă și săpată în pietre, era cu atâta slavă încât fiii lui Israel nu puteau să-și pironească ochii asupra feței lui Moise din pricina strălucirii feței lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare, cum n-ar fi mai cu slavă, mai degrabă, slujba Duhului? Dacă slujba aducătoare de osândă a fost slăvită, cu cât mai mult o întrece în slavă slujba aducătoare de neprihănire. Ei slujeau, dar se condamnau pe sine, chiar prin ceea ce făceau, pentru că era o vreme rânduită de Dumnezeu. Pe când noi, prin slujba care o facem, fiind socotiți neprihăniți prin credință, avem acces, nu într-un cort fizic, avem acces, spune Scriptura, în mod special în Cartea Evreilor, direct la Dumnezeu, să-i putem sluji în Duhul nostru. Doamne, ajută-ne! Este un act de credință slujirea noastră. Se spune să slujim cu reverență și este normal, cu sfințenie, și vom vedea noi mai târziu câteva condiții, dar toate acestea nu pot fi percepute decât dacă crezi, dacă ești conștient că atunci când cânti, de exemplu, tu faci o slujbă înaintea lui Dumnezeu. Este ceva mai înălțător decât te-ai prezentat la un festival sau undeva la un concurs de muzică, o închinare, fie și ea în cămăruța ta. Vom vedea imediat, când vom caracteriza slujirea înaintea lui Dumnezeu, ce valoare trebuie să-i dăm, de fapt ce valoare are. Dacă nu înțelegem slujirea aceasta nou testamentală, riscăm să ne rătăcim. Oamenii nu l-au înțeles, unii dintre ei, pe Mântuitorul. Și El le spunea în Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, vorbind cu ei, gândiți-vă
că aceste evenimente s-au petrecut după ce el le spunea despre trupul și sângele său, despre lucrarea care avea să o facă el în vederea mântuirii. Citesc versetul 43. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Și 47. Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Orice om care este cu inimă curată și care este chemat de Dumnezeu la slujire, la viață, trebuie să perceapă, să aibă o înțelegere sensibilă și înaltă a acestor lucruri. Iar cei care nu vor avea, Mântuitorul a spus că unii vor crede, căci ucizându-ne vor aduce o slujbă lui Dumnezeu. Și istoria bisericii este plină de martiri, de oameni care au crezut că slujesc lui Dumnezeu ucizând eretici. Haideți, după aceste chestiuni din ordin general care ne-au readus în față un Dumnezeu care trebuie slujit, dar cu diferențele de rigoare din vechiul și respectiv noul legământ, să intrăm la chestiuni practice și să observăm cum se slujește Domnului, cum se practică această sacră religie. Și am notat 7 condiții pe care le vom enumera. Slujirea lui Dumnezeu este o necesitate de drept și de fapt. Dumnezeu este stăpân și este corect să-L slujim. Dumnezeu este gelos și nu acceptă să împartă slujirea cu nimeni. El este Dumnezeu și nu mai poate să aibă nimic lângă sine. N-ar mai fi Dumnezeu. De aceea El striga prin profetul Maleahii 1:6, dacă sunt stăpân, unde este ceea ce se cere a se da unui stăpân? Domnul Iisus spunea, ca unul care cunoaște mai bine ca oricine, în Matei capitolul 6, versetul 24, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. De aceea este primul punct care vreau să-l afișez în fața dumneavoastră. Ori slujim lui Dumnezeu în totalitate, ori n-are nevoie de slujirea noastră. Căci sau va rupe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamon. De aceea spunea Mântuitorul, reluând ce scrie în Vechiul Testament, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Eu cred că Satan ar fi fost mulțumit să-i se ofere atunci o închinare. Și după aceea l-ar fi lăsat până la anul. E mulțumit diavolul să cotizezi din când în când. Periodic, dacă se poate. Dar Dumnezeu nu acceptă una ca asta. Dacă vrem să-i slujim lui Dumnezeu, trebuie să-i dăm toată slujirea. Mântuitorul a spus acea pildă a robilor netrebnici în Luca 17, de la 7 la 10, că ei trebuie, comparând cu niște robi, să-și facă lucrul la câmp, atunci când vine acasă să execute și acolo ceea ce li se poruncește. Și toate acestea sunt doar normale. Adică dacă noi slujim lui Dumnezeu prin viața noastră de la biserică, prin particularitățile noastre specifice slujbe sau cele de acasă, nu vom putea să spunem, Doamne, eu slujesc în plus. Eu slujesc, este normal să slujesc. Tu ești singurul care merită să fie slujit și eu o fac, așa se cuvine. Deci nu este o opțiune slujirea înaintea lui Dumnezeu. Este ceva normal. Îngerii îi slujesc fără nicio întrerupere, fără nicio abatere. Niciunul dintre ei nu o să-i spună vreodată lui Dumnezeu, Doamne, scuză-mă, un mic serviciu am făcut și eu diavolului, eu avea ceva de dus, niște informații și le-am dus eu. Deci cum o să putem noi să-i spunem, Doamne, eu slujesc ție, dar am făcut și eu pe Poșta Neagră și m-am prins în niște cuvinte neplăcute. În al doilea rând, care de fapt este o continuare a primei idei, slujirea înseamnă punerea la îndemâna lui Dumnezeu a întregii ființe, Duh și trup, precum Domnul Iisus. El a slujit în Duhul Lui, dar a slujit și în trupul Lui. De aceea, zice Pavel în Romani, capitolul 12, versetele 1 și 2, vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă. Trupul tău adus la îndemâna lui Dumnezeu este de fapt contribuția ta la slujba lui Dumnezeu. Pentru că să nu uităm, spune tot Pavel în Corinteni, că Duhul și trupul nostru sunt cumpărate și sunt ale lui Dumnezeu. Pavel nu exagerează cu nimic când zice că el este un rob, adică un sclav, o slugă, un slujitor. Este o recunoaștere a condiției noastre normale. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți spre înnoirea minții voastre, asta înseamnă Duhul minții, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Deci versetul 1 îți cere trupul și versetul 2 îți spune că Duhul trebuie să fie la îndemâna lui Dumnezeu pentru ca trupul, de fapt, să-ți poată sluji.
Asta a spus Mântuitorul în Matei 20:28. Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească. Și în final să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Asta a fost profețit în Psalmul 40. Iată mă vin, că în sulul cărții este scris despre mine. Și în Evrei 10 este reluat și se zice acolo, tu n-ai voit nici jertfă, ci mi-ai pregătit un trup. Exact asta vrea Dumnezeu în Noul Testament. Schimbându-se sistemul jertfelor, de aceea nu putem să preluăm pentru trupul nostru toate libertățile din Vechiul Testament. Acolo erau jertfe animale. Aici sunt jertfite trupurile noastre. Sunt închinate lui Dumnezeu. Dacă suntem dați Domnului în întregime, vreau să trecem la a treia idee, cum se împacă asta cu faptul că noi încă suntem oameni pe pământ, avem datorii față de familie, față de stat și nu putem să spunem despre noi corban, l-am dat Domnului și de acum Domnul poate uza, are drepturi nelimitate asupra ființei noastre. Există două feluri de slujire. Este slujirea propriu-zisă, adică timpul nostru efectiv de adunare, de rugăciune, de cântare, de laudă, de misiune. Asta e slujire efectivă. Iar restul timpului este o slujire ca mod de viață. Eu la servici slujesc firmei și este în avantajul meu ca să-mi întrețin viața și familia. Dar și acolo eu sunt tot în condiție de slujitor al lui Dumnezeu și voi dovedi din Scriptură aceste două aspecte. Amintiți-vă mai întâi că în Vechiul Testament din Israel Dumnezeu a ales pe preoți din fiii lui Aaron și pe leviți din seminția cu același nume și nu i-a lăsat să se preocupe de problemele națiunii în plan administrativ, gospodăresc, economic. Ei aveau partea lor de a sluji Domnului pentru toți ceilalți, pentru că ceilalți nu puteau să se apropie să aducă jertfă. Nu puteau să se prezinte și să ajute preoți. Când suntem într-o formă de slujire propriu-zisă, suntem în postura leviților și a preoților. Că acum noi avem acces în templu, noi avem acces înaintea lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, nu oricine putea să aibă slujire propriu-zisă. O consacrare totală. Singura lor slujire propriu-zisă era că se prezentau de 3 ori pe an, asta era puțin. Dar ceilalți erau tot timpul acolo, tot anul. În Noul Testament se face și aici o diferență. Zice Pavel în 1 Corinteni 11, să facem deosebire între prezența noastră la adunare și activitățile noastre de familie, de acasă. 11:22. Ce? N-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Deci acasă puteau să servească masa, liniștiți, să-și ducă viața în mod cotidian, dar zice el, când vă adunați, este ceva diferit. Cei din biserica primară și acasă luau hrana cu bucurie și curăție de inimă, dar aveau momente când se prezentau la templu și acolo erau dăruiți în mod exclusiv Domnului. Acum cred că partea asta de slujire propriu-zisă de la biserică e ușor de înțeles. Vreau să citesc din Coloseni capitolul 3 să înțelegem acum partea cealaltă a slujirii ca mod de viață. 3:23-24. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că îți vei primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Adică, în activitatea zilnică dintre oameni, a sluji Domnului înseamnă a nu lua parte la stricăciunii lumii acesteia și a trăi după principiile sfinte. Asta înseamnă a sluji Domnului. Zice versetul următor, dând un exemplu foarte simplu și clar. Cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea lui. Un slujitor al Dumnezeu trebuie să fie corect, trebuie să nu mint. Și poate mai pe larg avem în Efeseni 6, de la versetul 5. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur, în curăție de inimă ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să placeți oamenilor, ci ca niște robe al lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor. Că știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei, feriți-vă de amenințări, ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Deci fie că cineva este într-o funcție de conducere, fie că execută o muncă de jos, el și atunci trebuie să se raporteze ca unul care slujește lui Dumnezeu. Ce frumos ar fi să
fie așa în societățile comerciale, industriale, de astăzi. Trist este că uneori nu se realizează așa ceva niciunde, și patronii și angajații pocăiți. Mai sunt locuri, mai sunt situații chiar la școală, când este câte un profesor credincios care știe să înceapă ora cu rugăciune, cu un gând dumnezeiesc, care știe să construiască un sistem chiar al relațiilor dintre cadre și elevi sau studenți propice unei atmosfere spirituale. Frumos este și când la servici se poate produce așa ceva, pentru că făcând legătura dintre aceste două slujiri, dacă, de exemplu, mai mulți oameni din aceeași adunare lucrează în aceeași instituție, în aceeași fabrică, dacă acolo ei se comportă frumos și au un gând dumnezeiesc, un salut sfânt, atunci când vor veni aici, la biserică, ei vor putea să slujească Domnului în toată plinătatea cuvântului. Dar dacă ei ar trăi două stări total străine una de alta, aici sfinți, în afară lumești, ei n-ar mai fi adevărat slujitori. Trec la a patra idee, care evident se leagă de aceasta. Este o cerință a celei de a treia: slujirea se face la parametri ceruți de Dumnezeu. Nu putem sluji lui Dumnezeu cum vrem noi. După cum nu poți merge la un patron, de exemplu, și să-i spui: eu îți fac ce vreau eu aici. Nu. Îți cere el ce vrea el. Nu poți merge la un stăpân, de exemplu, la unul care are un teren, agricultură, și spui: tu, ca și muncitor cu ziua, îți spun eu ce vreau eu să semeni. El îți va spune: nu, am eu un plan. Asta semănăm aici, asta dincolo. Lui Dumnezeu trebuie să-i slujim cu scumpătate, cu prețuire, să îl cinstești prin felul tău de slujire, nu din silă, din dragoste. Să nu fim ca fiul cel mare, care s-a divulgat atunci când a venit fiul risipitor acasă, a zis: eu slujesc ca un rob de atâția ani. Să nu spună cineva: păi Dumnezeu, și mai cu o seamă cum e la biserică la noi, mă, te pune duminica de două ori peste săptămână, încă de vreo trei ori, și n-ai ce faci. Că dacă nu-i mulțumit nici el, nici isprăvnicii lui, și trebuie să-i slujești. Păi deasupra trebuie să postești câteva zile, să respecti nu știu câte norme. Asta ar fi o povară. Și nu se poate să fie o povară numai pentru cine n-a înțeles-o. De exemplu, dacă iubești pe cineva, păi este o povară să te duci până undeva să te întâlnești, să-i duci ceva cadouri, să stai cu el acolo. Dacă cineva nu l-ar iubi, ar spune: cheltui bani, ai văzut? Pierd vreme, mă obosești. Dar în iubire, din contră, dacă îl vom înțelege pe Dumnezeu, ce perspectivă avem noi în a-i sluji alături de îngeri toată veșnicia, vom avea o tendință mereu crescând de a-i sluji mai cu iubire, mai cu dăruire, mai cu prețuire. De aceea spunea în Vechiul Testament Iosua Israelului: slujiți-i cu scumpătate lui Dumnezeu. Ei s-au angajat, nu întotdeauna au reușit aceasta, dar cu atât mai mult în Noul Testament, într-o slujbă cu atât mai înaltă, zice Pavel: și în toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori al lui Dumnezeu. Să dovedești vrednicie, am citit din 2 Corinteni 6 cu 4 și în versetul mai sus 3, el zicea: nu dăm nimănui niciun prilej de potignire pentru ca slujba noastră să fie defăimată. Prin ceea ce facem, să nu facem, cum se zice, de mântuială sau să fie făcut. Dar pentru că slujirea înaintea lui Dumnezeu uneori comportă slujirea oamenilor și nu doar direct înaintea lui, și poate asta ne este mai greu, și aici vreau să vă citesc Galateni 5 cu 13. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Ai libertate să slujești sau nu? Ai libertate să te dăruiești mai mult? Vezi, nu te sustrage, nu e un câștig, nu e un gând înțelept. Numai nu faceți din slobozenie această o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Așa cum am dat exemplu relațiilor de familie între doi parteneri sau între o mamă și fiu, și invers s-ar cuveni. Dacă vom manifesta o astfel de atitudine de slujire față de toți, va fi plăcută lui Dumnezeu. Ca unii care în parte sunteți părinți. Eram într-o familie și unul dintre copii a venit de la școală și i-a adus mamei ceva. Și pentru că unul din ceilalți mai mici a cerut să primească el, mama a zis: poftim.
Și cel care ajunsese la de la școală a zis, nu, lui nu-i dau, ție-n mama. Și mama a zis, da, mie îmi faci bucurie să-i dai lui și eu mă necăjesc dacă vrei să-mi dai mie și nu lui. Dumnezeu vrea să-i slujim lui, slujind tuturor fiilor lui, de aceea el s-a identificat cu oricare și a zis, cine le-a făcut lor, le-a făcut de fapt mie. Și adaug Romani 14:18, un cuvânt necesar pentru toți. Sunt și altele care îi privesc pe slujitori. Le scrie Pavel la unii dintre ei să fie tare atenți cu slujirea, să o îndeplinească bine. Dar aici e un cuvânt general. Și nu uitați că aici în Roman 14 suntem sfătuiți să ținem cont de diferențele de înțelegeri dintre noi, până la un moment dat cel puțin, să-l accepți pe celălalt, nu în slăbiciunile lui păcătoase, în slăbiciunile lui de înțelegere, de educație. Cine slujește lui Hristos în felul acesta, renunțând, dacă este cazul, să nu mănânce un anumit aliment pentru fratele său care s-ar necăji, este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Nimeni să nu facă pe sfânt un sens excentric, să spună eu slujesc lui Dumnezeu așa cum știu eu, cum îmi place mie, și nimeni să nu se bucure de slujirea aceea, nimeni să nu înțeleagă. O slujire înaintea lui Dumnezeu trebuie să fie înțeleasă de cei din jur care sunt credincioși și să fie și în avantajul lor. Și să nu uităm, slujirea înaintea lui Dumnezeu are două laturi între care trebuie să culiseze, dacă vreți, starea noastră. Frica și bucuria. Dacă slujești tot cu teamă, poate nu-i place lui Dumnezeu, poate n-a ieșit bine. Tu nu poți să slujești liber. Și dacă te înclin doar în partea cealaltă și totul numai când și voie bună, tu pierzi din vedere frica de Dumnezeu. Îngerii îl cunosc mai îndeaproape pe Dumnezeu. Despre ei spune Scriptura că se bucură, dar în același timp că slujesc cu teamă înaintea lui Dumnezeu. Și pentru aceste două aspecte în dreptul nostru, ca oameni, vă citesc din Filipeni 2, versetele 12 și 18. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultător, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Și 18, tot așa și voi bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Și bucuria e repetată de multe ori. Uitați-vă, de exemplu, pagina din dreapta, acel verset cunoscut 4:4. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iar zic, bucurați-vă. Mă bucur când mi se zice, hai la adunare. Dar la adunare stăm ca înaintea lui Dumnezeu. O bucurie pe care numai sfinții pot să o înțeleagă. Nu oamenii care trăiesc în fire. În al cincilea rând, slujirea este specifică darului fiecăruia. Unul este chemat să slujească prin profeție, altul prin cântare, altul prin dărnicie. Fiecare să-și înțeleagă darul lui. Și aici fac două mențiuni. În mod special, tinerii întreabă, cum pot să-mi aflu darul? Sau cineva a venit din lume la 40, la 50 de ani. La ce mai sunt eu bun acum? Citesc din Efeseni 4, de la versetul 11. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Și acum tare atenți la versetul 12. Pentru desăvârșirea sfinților. Să-i desăvârșească pe sfinți doar ca să-i mântuiască? Nu numai. În vederea lucrării de slujire. Deci, slujitorii bisericii sunt chemați să se ocupe de oameni, să-i califice, și atunci se va vedea fiecare la ce-i bun să fie pus. Dar dacă nu ne ocupăm de oameni și facem numai noi slujbă, atunci ajungem ca și în bisericii tradiționale. Că preotul, el nu se luptă să-și pregătească enoriașii și să predice și ei. Are un grup acolo specializat care cântă, nu mă pricep la toate formulele lor, și își fac slujbă. În biserică nu este corect așa. Un proroc ca și Samuel avea mulți alții acolo, o școală a prorocilor, și se formau alții. Un cântăreț care se ocupă de cor va forma coriști, va forma dirijori. Mântuitorul nu doar a predicat mulțimilor, a format apostoli, a format alții care au devenit învățători, că de aceea se spune învățătorul apostolilor, că apostolii deveniseră și ei învățători. Și dacă fiecare se pune la îndemâna Domnului, în câțiva ani se vede fiecare la ce-i bun. Dar dacă nu, nu. S-ar putea unii să aibă o chemare principală și alta secundară. Exemplu biblic.
Apostolii erau chemați să propovăduiască, dar puteau să slujească și să împărțească ajutoare. Și la un moment dat au zis, nu se merită să stăm pe slujba secundară. Asta putem să o dăm la alții. Noi slujim după activitatea principală. De exemplu, un frate poate să predice, dar în același timp poate să facă de ușier. Acum, nu o să-l ținem tot la ușă, că e bun de ușier. Dacă poate să facă o slujbă mai de folos, mai cu randament. Și așa se poate spune despre fiecare. Poate o soră să fie bună să slujească într-o familie, dar s-ar putea să o califice Domnul să se poată ocupa chiar de o anumită zonă, să se ocupe de niște copii orfani sau de mai multe femei văduve, după cum îi va fi capacitatea ei și după darurile care Dumnezeu le va împărți, zice 1 Corinteni 12, unuia este dat de pildă, zice acolo, cunoștință, credință și le enumeră. Iar apostolul Petru zice în 1-a sa epistolă, capitolul 4, versetul 10, ca niște buni spravnice harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă eu am primit o anumită unealtă, atâta mi se cere. Să slujesc cu unealta aceasta. Să nu uităm că poate să fie o asemănare sau o continuitate între darurile care le-am avut când eram sau când era cineva în lume și după ce s-a întors la Domnul. De exemplu, a fost cântăreț, poate să fie tot cântăreț. Dacă Marta a fost cu slujirea înainte de a înțelege ea mai mult pe Domnul, a rămas tot cu slujirea, dar într-un mod cât mai dăruit Domnului. Și încă un aspect de care vă rog să țineți cont, slujba se poate pierde. A fost profețit în Psalmul 109 cu 8 despre Iuda, slujba lui s-o ia altul. Și Petru în cuvântarea sa și Luca în expunerea sa din Fapte 1, versetele 17 și 25, de două ori apare mențiunea că Iuda și-a pierdut slujba. Nu numai prin vânzare poți să-ți pierzi slujba, ca și la servici. Nu te prezinți, faci câteva nemotivate, ți-ai pierdut postul. La Dumnezeu nu vă temeți, nu sunt restructurări ca la oameni. La Dumnezeu este o extindere a activității lucrative. Dar dacă nu te ții de treabă, ți-o pierzi. Doamne, ferește! În al șaselea rând, slujirea poate să fie direct înaintea Domnului sau pentru oameni. Și aici aș vrea să nu le încurcăm. Cei trei în Babilon, Daniel, despre care scrie în Daniel 6 cu 10, că se ducea în odaia lui, deschidea ferestrele, cânta și se ruga. Era cineva în asistență? Nimeni. Se pare că în acel moment sau într-o anumită vreme, nici cei trei. Nu l-auzea nimeni. Există o parte a slujirii pe care o face înaintea Domnului. Ne rugăm în comun. Nu ne rugăm să ne audă cineva. Poate unii se și roagă în taină. Te rogi acasă. Acasă, cânți, mergi pe mașină, singur, cânți. O slujire înainte Domnului. Dar când ieși în fața adunării să cânți, ei, asta e tot o slujire pentru Domnul, dar este și pentru oameni. Amândouă își au locul lor. Dacă cineva slujește numai Domnului, s-ar putea să fie foarte emotiv. Eu nu spun să mă audă cineva, tot transpir, nu pot. Vezi, chiar nu ești chemat să faci nimic și pentru oameni? Sau să spună cineva și să fie astfel de ispite, să facă o slujire doar pentru oameni. Aici să fie gata să cânte, dar acasă, înaintea Domnului, să nu-L auzi cântând. Aici să fie grabnic, să-și ridice glasul, să-L audă toți, așa ca pe farisei, la colțurile uliților. Dar Mântuitorul n-a dins, cred că le-a zis, ia intrați în odăițe și rugați-vă, că nu știu câți farisei, deși erau unii, dar mă refer la cei la care Domnul s-a adresat și despre care a vorbit, puțin probabil să-i fi găsit în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Cât privește slujirea pe care o facem înaintea oamenilor, vă citesc din 2 Corinteni, capitolul 5, unde Pavel zice că era dator să o facă și chiar a fost trimis să slujească lui Dumnezeu, dar pentru oameni, 5 cu 18. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Și 20, noi dar suntem trimiși în puternicița lui Hristos, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Și totodată aici, referitor la feluri de slujire, mai putem spune că există o slujire pe care o facem cu familia, despre care Iosua s-a angajat să o facă în mod permanent, eu și casa mea vom sluji Domnului. Un exemplu nou testamental, Faptele Apostolului, capitolul 10. Corneliu, cu regularitate, împreună cu toată casa lui, se ruga, făcea milostenii, la nivel de familie. Așadar, nu pierdeți din vedere formele acestea. Slujiți singur, numai pentru Domnul,
Slujiți la nivel de familie și slujiți și public, potrivit cu chemarea care o aveți. Și în al șaptelea și ultimul rând, slujirea fiecăruia va fi răsplătită. Dar și inactivitatea pedepsită. Mântuitorul a spus pilda talanților și pilda bolilor. Și cel care și-a îngropat talentul în ștergar sau în pământ a fost aspru pedepsit, tăiat în două și alungat. A fost considerat că nu vrea să împărățească Dumnezeu peste el. De aceea nu-i slujește. Că nu-l recunoaște pe Dumnezeu ca stăpân. Un om care nu slujește este ca și unul care l-ai duce în rai, în cer la Dumnezeu și ar face o grada lui și ar spune, Doamne, aici nu intri. Spui la ceilalți să facă ce vor, eu nu fac. Eu te recunosc că ești acolo, am știut că ești, nu mă bag pe restul teritoriului, dar aici la mine eu fac sau mai degrabă nu fac. Dar cred că mai degrabă ne interesează, poate ca și pe Petru, Doamne, dar vom fi răsplătiți cu adevărat? Toată slujba asta va fi într-o zi plătită? În primul rând este plătită aici. Și vă dovedesc cu Exod 23 cu 25, cu tot ce a făcut Dumnezeu pentru evrei. El le-a spus, voi să slujiți Domnului Dumnezeului vostru și El vă va binecuvânta pâinea și apele și va depărta boala din mijlocul tău. Asta aici. Dacă slujiți, asta este partea pentru pământ. Poate că și în vremea noastră mai sunt unii care se întreabă ca cei din Maleahii 3 cu 14. Ce am câștigat că slujim lui Dumnezeu? Uite că avem și noi necazuri și nu întotdeauna întru totul suntem răsplătiți aici pentru slujirea noastră. A spus Mântuitorul în Ioan capitolul 12, versetul 26, specificând de două ori, dacă îmi slujește cineva, că v-am citit, că atât prin ceea ce facem la biserică, cât și prin felul în care ne comportăm în viață, în afara timpului de biserică și a slujbei de familie, tot Domnului îi slujim, dacă îmi slujește cineva să mă urmează, asta înseamnă să devină ucenicul meu. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Pentru slujire, locul tău este alături de Domnul Iisus. Și continuă versetul, dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Cu ce? Cum? Oricum, obișnuim să spunem, Domnul să vă răsplătească cu viața veșnică, asta e pentru toți. Dar răsplata pentru slujire e de acolo încolo. Este ceea ce ne va fi oferit în viața veșnică. Atunci cred că va fi foarte interesant când vom sluji alături de îngeri. Ei sunt, așa cum îi spuneau lui Ioan, Duhul slujitoare alături de noi. Vă amintesc doar două versete, unul dintre slujitorii deosebiți ai Noului Testament. Și rămână ca o temă pentru acasă, dacă vreți să vă gândiți sau dacă vreți să studiați cât de mult a slujit Pavel. El zicea în fapte 20 cu 24, eu numai un am doresc, să-mi sfârșesc cu bucurie slujba. Să pot să-i spun lui Dumnezeu în final, Doamne, am făcut ceea ce mi-ai cerut. Și el a putut să spună în final, în 2 Timotei 4, am sfârșit, mi-am terminat treaba. Sau pentru surori, un exemplu, Ana, cu slujirea ei din Luca 2 cu 37. Vă rog să vă gândiți în ansamblu. Universul acesta suferă de sabotajul diavolului. Diavolul a produs un dezacord și a învrăjbit îngerii, parte din ei, să nu-i mai slujească și l-a răsculat pe om împotriva lui Dumnezeu să nu-i mai slujească. Dumnezeu ne tolerează sau îi tolerează pe oameni pentru o vreme. Deși atunci când au fost deportați de asirieni în Țara Sfântă, erau niște lei care îi ucideau pe oameni. Doi împărați 17, că nu știau să slujească Dumnezeului țării. Dar scopul final al lui Dumnezeu este să readucă întreg cosmosul la o slujire reciprocă. Dumnezeu ne va oferi serviciile sale nouă, ne vom bucura de tot ceea ce El face, iar noi, de partea noastră în reciprocitate, îi vom da lui Dumnezeu serviciile noastre. Va fi o asistență multiplă. Fiecare va sluji fiecăruia. Fiecare se va bucura de serviciile tuturor, de beneficiile slujbei fiecăruia. Așa vedea profetul Daniel în cartea sa, capitolul 7, versetele 10, 14 și 27, o împărăție în care robii lui Dumnezeu îi vor sluji. Dar Dumnezeu, eu îndrăznesc să spun, este cel care slujește mai mult, prin Fiul Său a dovedit-o. Și în cartea Apocalipsei, capitolul 22, este văzut tot universul în slujire, inclusiv partea materială slujește. Soarele slujește și acum, celelalte elemente cosmice. Aici este prezentat pomul vieții, care slujește și el cu frunzele lui. Versetul 4, 3, partea finală. Robii lui îi vor sluji și ei.
Și apoi 4, ei vor vedea fața Lui și numele Lui va fi pe frunțile lor. Dumnezeu să ne dea harul să gândim din plin la atmosfera de slujire care va fi în cer și să ne pregătim de acum pentru activitățile de atunci și de acolo. Eu îndrăznesc să spun că și atunci vor fi aceste două aspecte ale slujirii, una propriu-zisă, când îl vom lăuda pe Dumnezeu, când îl vom cinsti, și una ca mod de viață veșnic. Vom desfășura, cred, în universul acesta diferite activități. Dar toate acele activități pe care le vom primi, pe constelații, pe cetăți, pe Dumnezeu știe, vor fi un acord de slujire mondială, universală. Întregul cosmos va fi într-o armonie desăvârșită și într-o slujire deplină. Doamne, adu vremurile acelea. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.